Eu dași de cuvântă sfântată și ușcursă. Vrăjduie un cer de tare, încă o dată de-o noastră, am alergat prin biserici, plața, are așa mare nevoie. Văd că noastră aveți aici, Domnul, necontat cu darul. Mai ieșiți-vă la funcționare cu biserici, pentru că e foarte mare nevoie. Și știți dumneavoastră, deci plața are. Acum, seara aceasta, Domnul Iisus ne-a vorbit. Dacă nu aducem rău, dragii mei, nici în cer nu mergem. E atâta nevoie, eu alerg cât pot, fac cât pot. Sunt sigur că Domnul Iisus mă va răsplăti într-o zi. Și să nu se înțeleg greșit, am înțeles că sunt vreați care ies pentru bani, nu iau nimic. Acolo sunt Domnul Iisus ne va răsplăti, care și-a răsplat aici, în treaba lor. Dacă în seara aceasta este cineva care dorește să încheie legământ cu Domnul, eu am ceva gratis aici pentru el, Biblie, CD-ul și mărturisirea mea, nu costă nimic. Și vă rog cum să vă rogați pentru toți cei care Domnul Iisus se aduce în casa lui, că pentru că vrea să-i mântuiască. Cu toată dragostea vă spun, rugați-vă ca Domnul Iisus să scoată și din localitatea aceasta cei de scos și să ne rugăm să vină, pentru că m-am supra de pământul acesta. Vin și lupte în viața mea din interior și vă spun cu toată smerenia. Domnul Iisus vă prima așa când se puș, când văd că merge și cântarea vine și se puș. Numai cine face o lucrare așa sensibilă, acela înțelege sau cine vorbește din cuvânt, cât împotrivire este, dar dacă biserica se roagă și imitate Duhul Sfânt, de unul de credință, dragi. E foarte mare păcat să venim aici să spunem la așa o greșită, la așa o greșită, să ne rugăm, dragi mei. E așa mare nevoie de unitate în popor. De acum, în decembrie, am 5 ani de când Domnul s-a durat de mine. Dar vă spun cu toată dragostea și cu toată smerenia, puțin vă mergem ce facem, dragi. Bârfa, mândria, toate domine în adunările noastre, dragi mei. Că Lucioane stă în adunare, din toată inima, toată dragostea vă spun, să-i simți în viață, pentru că Domnul Iisus poate să vină și la noapte. Suntem pregătiți, dragii mei. Eu am văzut câteva ore, nopțile acestea, fac evanghelizare cu ajutorul Domnului pe internet. Nu e ușor, dar se merită. Și sunt sigur că Domnul Iisus într-o zi o să-mi ridice o cară. Eu mă cred în el, eu știu ce-o pus în inima mea, focul acesta. Și caut oameni în slujire, lucrarea aceasta, nu costă nimic, stau la dispoziție, cine vrea să facă pe internet să posteze, frații sunt în temă care postează. Sau chiar, văd că aveți daruri aici, mi-a făcut studiu cu ajutorul Domnului Iisus, nu vreau să iau niciun ban, să registrez, să dăm un popor, să ne trezim, pentru că vine Domnul. Cântările acestea vechi, la dumneavoastră aici în bucurie, vă cântăți din har, dragii mei, cântările acestea trebuie cântate pline de har. Doresc din toată inima, de tot sufletul, ca Domnul Iisus să ne pregătească pentru că El vine, să fim pregătiți, dragii mei. Doresc din toată inima ca să mă înțelegeți și să vă rugați pentru mine. Sunt conștient că în viața mea oricând pot să cadă la credință și eu nu asta doresc. Dar nu-i de asta, dragii mei, trebuie să facem ceva în via Domnului. Mă bucur că Domnul Iisus a călăuzit lucrurile acestea prin cuvânt, să lucrăm în via Domnului. Să spunem la oameni despre Domnul Iisus, pentru că e mare nevoie, dragii mei. Cu toate ne vom întâlni acolo sus, se scrie tot în viața noastră. Domnul Iisus a mai pus câteva versuri și câteva strofe la cântarea la mijlocul nopții va veni. Vă rog din toată inima, când o să fie strofele care au rămas, vă fac semn și să cântăm cu toată adunarea și să se simtă prezența Domnului în adunare. Nu mândrie, nu vârfă, nu alte lucruri. Domnul Iisus să o binecuvinteze. Thank you.
Evitați să